Ucraineanca Iulia Chernițkaya, devenită celebră în România după ce a povestit cum un român i-a oferit un ajutor de 200 de lei, a parcat într-un loc nepermis. Iulia Chernițkaya s-a refugiat în România de războiul din țara natală, alături de ei 4 copii ai ei. Tânăra în vârstă de 36 de ani este vlogceriță și spune tot ce îi se întâmplă. Iulia Chernițkaya a avut în Ucraina o carieră de succes, unde era antrenoare de fitness în Odessa și influencer. Într-un interviu pentru Podul.ro, Iulia Chernițkaya a povestit cum inclusiv polițiștii români arată multă înțelegere față de refugiații ucraineni. Toată lumea îmi oferă ajutor și asta este o veste bună. Dar, desigur, sunt cei care își caută propriul interes și au doar dorința de a mă cunoaște. M-am săturat deja de asta. În general, românii mă tratează cu respect. Până și polițiștii m-au văzut într-un loc de parcare interzis. La început au făcut câteva semne, mi-am cerut iertare, au văzut plăcuțele de înmatriculare de pe mașină și au spus, totul e ok. Gloria Ucrainei, a povestit Iulia Chernițkaya într-un interviu pentru Podul.ro. Iulia Chernițkaya s-a angajat ca antrenoare de fitness, într-o sală din Brașov. Aceiași oameni care ne-au oferit o locuință m-au ajutat să obțin un job ca antrenoare de fitness. Patronul clubului este prietenul lor, deci nu mi-a fost greu să-mi găsesc un loc de muncă pentru care sunt din nou recunoscătoare tuturor celor implicați, a mai povestit tânăra ucraineancă.